Reprezentanții Federației Române de Box din România au ajuns azi la Târgu Jiu pentru a face ultima recrutare în ceea ce privește tinerii care practică boxul. În weekend va avea loc ultimul test pentru marea competiție națională. Președintele Federației Române de Box este și el prezent la Târgu Jiu. Motivul prezenței noastre astăzi în Târgu Jiu este faptul că începând de mâine va avea loc campionatul național Under 22, atât la box masculin cât și la feminin, ceea ce va fi un preambul la ce se va întâmpla la sfârșitul lunii acesteia, începutul lunii viitoare, în speță campionatul european Under 22, care va fi organizat la Târgu Jiu în premieră, spunem noi, cu o competiție de asemenea învergură organizată în orașul lui Brâncuș, cu această ocazie în care vor evolua toți sportivii care fac obiectul participării la acest campionat european Under 22, ce spuneam mai devreme. Îi vom vedea la lucru aici, vom vedea pe ce ne bazăm, vom constitui echipa națională. Deci este ultimul test, practic, pentru a definitiva lotul României care se va prezenta la campionatul european. Președintele Asociației Județene de Box de la Târgu Jiu spune că în total sunt 69 de sportivi care participă din toată țara. De mâine începem, o să organizăm campionatul național Under 22, care, exact cum a spus și domnul președinte, este un preambul la ce o să urmeze la sfârșitul lunii martie, adică campionatul european. Este un concurs foarte important pentru noi, deoarece sperăm ca din lotul național să avem cel puțin un concurent, un boxer care să fie de la Târgu Jiu, să ne reprezinte. Și da, o să fie și o practică bună pentru noi pe care o să începem, o să avem, să câștigăm puțină experiență și... Acum, momentan, cu fete, cu toți, sunt un număr de 69 de sportivi în total. Din toată țara? Din toată țara, da. Competiția națională de box va avea loc la sfârșitul lunii martie și se va desfășura în sala sporturilor din municipiul Târgu Jiu.